Salutare, prieteni! Astăzi un subiect foarte interesant despre relațiile extraconjugale ale Elenei Ceaușescu. Știm din declarațiile celor care au asistat la cele câteva zile pe care le-au petrecut Nicolae și Elena Ceaușescu la Târgoviște că dormeau îmbrățișați și că se iubeau. După război, mulți vitezi se arată și o să atașez sursele. Mulți istorici, între ghilimele, au declarat că Elena Ceaușescu avea controversați amanți unchiului Ion Iliescu, savantul Ioan Ursu, un misterios medic neamț, Victor Atanasie Stănculescu ar fi trecut prin patul Elenei Ceaușescu, ba chiar și tatăl naistului Gheorghe Zamfir. Să vedem ce spun acești istorici. Elena Ceaușescu a avut și alți iubiți în afara căsniciei sale cu Nicolae Ceaușescu. Cu doi dintre aceștia a trăit poveștile de iubire înainte de a se căsători cu cel ce avea să devină dictatorul comunist al României, în timp ce alții i-au fost amanți în perioada în care formau cuplu prezidențial. Toate acestea erau subiecte tabu chiar și pentru reprezentanții fostei securități. Au fost publicate aceste secrete abia după Revoluție. După evenimentele din 1989, istoricii și nu numai istoricii au început să se aplece și asupra vieții intime a soților Elena și Nicolae Ceaușescu. Fosta prima doamnă a țării ar fi avut o viață amoroasă destul de înfierbântată, dacă ar fi să dăm crezare listei de amanți care circulă în spațiu public. Astfel, prima iubire a Elenei Ceaușescu ar fi fost tatăl naistului Gheorghe Zamfir, tânăr pe care l-a cunoscut în satul natal la Petrești. Relația dintre cei doi a fost de scurtă durată pentru că bărbatul a plecat la București unde s-a angajat chelner. Elena a venit după el, dar fostul iubit nu a mai dorit-o. Relația cu fratele lui Nicolae Ceaușescu. Aceasta a rămas totuși în București, s-a înscris și a început să activeze în Partidul Comunist, perioada în care l-a cunoscut pe Nicolae Ceaușescu. La București, primul pe lista de cuceriri se pare că a fost Marin Ceaușescu, fratele lui Nicolae. Povestea lor s-a terminat rapid odată cu plecarea acestuia în armată. Mihaela Ceaușescu, fiica lui Marin, s-a sinucis la Viena după moartea soților Ceaușescu în decembrie 1989. Așadar, fiica lui Marin, Mihaela, a scris o carte și care se numește Nu regret, nu mă jălesc, nu strig. Ea descrie relația dintre Elena și tatăl său, Marin. Tanti Lenuța avea o slăbiciune deosebită pentru Marin, pe care îl cunoscuse înaintea lui Nicolae și cu care chiar flirtase o scurtă perioadă. Așa ziceau gurile rele din familie și îi mai reproșa și mama la necaz lui tata, dar așa mai mult în glumă, luându-l peste picior. De ce oare, Marine, n-ai luat-o tu? Că salvai dracu țara de la urgie. Povestea de dragoste cu medicul Schechter. În anul 1939, în perioada cât Nicolae Ceaușescu era la închisoare, Elena ar fi profitat și ar fi avut o relație cu un soldat neamț. Cea mai lungă și mai intensă poveste de iubire, între ghilimele, a fost cu cea cu doctorul Abraham Schechter. Acesta a fost timp de 17 ani medicul personal al familiei Ceaușescu. Iată ce descrie sosia lui Nicolae Ceaușescu, Dumitru Burlan. Am mai făcut un video despre acest personaj, Dumitru Burlan, și declarațiile lui. Iată ce declară. Odată în primăverii mi-a spus colegul meu, care era de serviciu la vilă, cei trei au intrat cu mașina în curtea reședinței cuplului Ceaușescu. Nicolae a coborât și a început să urce scările pentru a intra în casă. În urma sa venea Elena, urmată de doctorul Schechter, ultimul fiind colegul meu. În timp ce urcau pe scări, cel care mi-a povestit scena a văzut cum doctorul a mângâiat-o ușor pe fund pe tovarășa, povestește fostul colonel Dumitru Burlan, fost angajat în serviciu de gardă al Direcției a 5-a a Securității, în cartea După 14 ani, sosia lui Nicolae Ceaușescu se destăinuie. Inevitabil, medicul a intrat și în atenția Securității, mai ales după ce Nicolae Ceaușescu a ajuns în vârful Partidului Comunist Român. Abraham Schechter a murit în condiții suspecte în anul 1973. Varianta oficială este că s-a aruncat de la etajul 5 al Spitalului de Urgență Floreasca, dar există suspiciuni că medicul ar fi fost aruncat
de persoane care au rămas necunoscute. Despre Schechter au afirmații că ar fi fost și agent al Serviciului de Informații din Israel, Mossad. Așadar, există informații. După sinucidere, a fost găsit și un bilet de adio, din care rezulta că medicul s-a aruncat de pe spital pentru că avea probleme cu soția, care era foarte bolnavă. Pe lista amanților Elenei Ceaușescu s-ar fi aflat și Eftimie Iliescu, ilegalist comunist și unchiul lui Ion Iliescu, dar iubirea dintre cei doi nu ar fi rezistat mult. Potrivit unui aghiotant al lui Nicolae Ceaușescu, Elena s-a iubit și cu un fizician, Ioan Ursu, care era coordonator al programului nuclear al României, membru PCR și ministru în guvernele comuniste. Ioan Ursu era mâna dreaptă a Elenei Ceaușescu în domeniul cercetării științifice savante. La un moment dat, în timpul vizitei lui de Gaulle la Craiova, prin 1968, a ajutat-o să se urce în elicopter și nu numai că i-a pus mâna pe fund, dar parcă a și pipăit-o puțin. Eu am încremenit pentru că totul s-a întâmplat sub ochii mei și l-am întrebat cum deși permite așa ceva. El mi-a răspuns ceva vulgar ca între bărbați, în sensul că nu numai cu mâna ar fi atins-o în zona respectivă, mărturisea fostul aghiotant Nicolae Stan într-un interviu publicat în urmă cu câțiva ani. O iubire interzisă ar fi trăit Elena și alături de generalul Victor Atanasie Stănculescu, culmea cel care a fost organizatorul procesului și execuției celor doi, Nicolae și Elena Ceaușescu. Acesta era unul dintre oamenii de încredere al lui Nicolae Ceaușescu și preferatul Elenei. Stănculescu a negat însă orice legătură amoroasă cu soția lui Nicolae Ceaușescu. Aghiotanții cuplului prezidențial afirmă însă că Stănculescu îi prezenta personal Elenei planurile de cercetare științifică îndelung, cam prea des și totdeauna între patru ochi. Așadar, numai Dumnezeu știe care este adevărul și dacă aceste afirmații și surse sunt credibile. Așadar, ne vedem într-un episod următor. Țineți aproape, multă sănătate!